legate de sănătatea pacienților, nutriționiști, sfaturi alimentare. Pe lângă ei vor veni și fizioterapeuți, psihologi, pentru că o boală, medicul, stomatologul poate să pună un diagnostic corect, să acorde un tratament, dar pentru un rezultat foarte bun e foarte importantă și recuperarea. Și atunci avem nevoie de colegii noștri fizioterapeuți, de colegii noștri artiști, care au diferite terapii prin artă, de colegii noștri psihologi, care ajută la tratarea bolilor care nu sunt somatizate, care nu sunt fizice. Pentru că foarte multe boli pornesc de la probleme psihologice, care sunt în era modernă, să zic așa. Stresul, acel stres pe care vorbesc toată lumea.